Totul s-a întâmplat în jurul orei 4. Cei doi s-au distrat într-un club din centrul Brașovului. Martorii spun că tânărul din Constanța a băut mai multe pahare, iar brașoveanul i-a cerut să aibă o atitudine civilizată în local. Cel vizat s-a simțit lezat și a amenințat că are pistol și că l-ar putea folosi. A și făcut-o la ieșirea din local după ce tânărul din Brașov l-ar fi lovit cu pumnul în față. Cele două persoane au consumat băuturi alcoolice într-un club din municipiul Brașov, iar la ieșire, un conflict verbal care începuse în club a degenerat în altercație fizică în zona respectivă. Brașoveanul l-a lovit pe Constanțean cu pumnul în zona feței, iar celălalt l-a împușcat cu un pistol cu muniție de cauciuc în zona picioarelor. Am intervenit cu două echipaje SMURT pentru acordarea primului ajutor la două persoane. Vorbim de un bărbat în vârstă de 30 de ani care prezenta o plagă împușcată la nivelul tibiei drepte și un alt bărbat în vârstă de 24 de ani care a suferit un traumatism craniocerebral. Cele două persoane au fost preluate de către echipajele SMURT și transportate la spital. Erau conștiente și în afara oricărui pericol. Doi bărbați, în jur de 30 de ani, din care unul prezenta o plagă cu lipsă de substanță la nivelul feței posterioare a gambei, posibil afirmativ prin împușcătură, iar cealaltă prezenta un traumatism cranian cu interesare probabil și la nivelul feței, având un hematom supraorbitar. Amândouă persoanele erau stabile, conștiente. Polițiștii spun că s-a folosit un pistol cu muniție din cauciuc neletal. Arma a fost găsită imediat după comiterea faptei de colegii de la secția 1 Brașov. Este vorba despre un pistol neletal cu muniție din cauciuc, precum și încărcătorul aferent. Această armă era deținută în mod legal de către Constanțean, dar conform prevederilor legale nu avea voie să o folosească în locuri publice și sub influența băuturilor alcoolice. Câte focuri a tras? Din primele verificări s-au tras două focuri. Cercetările vor stabili cu exactitate câtă muniție s-a folosit. Polițiștii brașoveni efectuează cercetări pentru ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru comiterea unor infracțiuni la regimul armelor și muniției. Cei doi tineri implicați nu au depus deocamdată plângeri penale la poliție. Surse medicale susțin că nu se impune menținerea celor doi în spital, astfel ei sunt așteptați la poliție pentru declarații. Prezumția de nevinovăție ființează până la o decizie definitivă a anchetatorilor.